Curtea de apel Craiova a decis că două dintre spitale vor scăpa de comasare. La auzul acestei vești, primarul localității Bumbești-Dijiu are mari speranțe că dacă Ministerul Sănătății nu va accepta ca unitatea să devină secție a Spitalului Județean, măcar instanța să-i dea câștig de cauză. Să primim un răspuns ca să știm care este următorul pas care trebuie făcut în acest. Și dacă rezultatul va fi negativ și nu veți... Dacă rezultatul va fi negativ, vom acționa și noi în instanță, probabil ca toate celelalte autorități publice locale care sunt în situația noastră. Dacă decizia Ministerului Sănătății nu va fi favorabilă, primarul localității Bumbești-Jiu este hotărât să meargă în instanță.